Nu știu voi, dar eu am început tare prost săptămâna, da. I-am văzut limba lui Remus Cernea. Dau și eu la televizor ca omul să văd știrile și rămân mască. Remus Cernea o controla în gât pe o fată, cu limba, să mor. Am crezut că m-am defectat eu. Abia când am văzut că scena se petrecea în Parlamentul României, m-am mai liniștit. Adică, da, acolo e posibil orice. Ce ziceți? Se uitau și delfinii foarte mirați. Wow, nenea Cernea, ce limbă mare are, s-o chinuie pe domnișoara. Nu știu, așa mi-a venit acum. Cred că delfinii vorbesc precum Daffy Duck, mă scuzați. E, ce s-a întâmplat? Remus Cernea și-a cerut prietena de... nu de soție, de parteneră civilă, da. Așa s-a gândit el să promoveze parteneriatul civil. O întreb pe Ioana dacă vrea să fie partenera mea civilă. Da, iubire, vreau. Nici nu vreau să-mi imaginez ce o să facă domnul Cernea când o să mai promoveze vreo lege cu maimuțe sau cu delfini. Îl văd trăgând o cadă după el prin parlament în care e un pui de delfin. Mă rog, ce nu înțeleg, domnule Cernea, faza cu pupatul logodnicei, a logodnicei civile sau cum i-o zice, e așa simbolică, domne. O pup puțin și gata, nu te lași dus de val. Nu te tăvălești pe marmura aia rece din casa poporului. Mai aveai nițel și ajungeai ca în bancul ăla când după un accident polițistul deschide ambulanța de unde se auzeau zgomote ciudate și îl vede pe medic că l-are pe pacientă. Și când îi spune, ce faci, domne, trebuia să o resuscitezi, medicul răspunde, știu, domnule polițist, așa am început, da, m-a luat valul. Așa și Cernea. Doar o felicităm la starea civilă pe doamna parteneră. Restul acasă, tată. Mă rog, lipsea de acolo doamna Angel, să-i facă proști și să se pună cu mătura pe ei.